Doamnelor, domnilor, bun găsit la știrile Amiezii. Sunt Rodica Cravcenco. Urmăriți în continuare ultimile știri din spațiul informațional, atât din țară cât și de peste hotare. Pentru început să vedem care sunt cele mai importante titluri ale acestei ediții. Aflați în câteva momente ofurile moldovenilor reflectate în sondaje. Care sunt șansele la o integrare accelerată a Republicii Moldova la UE? Detalii în câteva clipe. În Republica Moldova persistă sub tulpina Kraken a virusului Omicron. Republica Moldova are tot mai mulți pensionari și tot mai puține brațe de muncă, iar acest factor încetinește simțitor dezvoltarea statului. Concluziile aparțin expertului economic Veceslav Ioniță. Potrivit lui, în ultimii 50 de ani, ponderea persoanelor cu vârstă de peste 60 de ani a crescut de la 10 la 25%. După ce în 2014 au apărut datele legate de cei din interiorul țării, noi avem o situație destul de dramatică. 18% din populația aflată pe teritoriul Republicii Moldova era mai mare de 60 de ani. Iar în prezent suntem 23% aproape, ne apropiem de 25%. Ce înseamnă lucrul acesta? Presiunea demografică sau coeficientul de îmbătrânire a populației în Republica Moldova crește foarte repede. Expertul menționează că majorarea numărului de persoane în vârstă este determinată de trei factori de bază. Natalitatea scăzută, ceea ce a provocat un spor natural negativ, creșterea speranței la viață a populației și migrația masivă a tinerilor peste hotare. Cel mai dramatic pentru noi este migrația. Noi avem vreo 900.000 de persoane plecate peste hotarele țării și, respectiv, în interiorul țării, practic nu rămâne nimeni care să lucreze. Drept consecință, presiunea pe sistemul de pensie unul este enorm. Potrivit lui Veceslav Ioniță, lipsa forței de muncă și creșterea numărului de pensionari este și principalul factor care încetinește dezvoltarea statului. Presiunea socială pe care o are Republica Moldova, noi suntem în incapacitate, în imposibilitate de a o menține și de fapt o menținem cu costul dezvoltării noastre. Noi trebuie să majorăm pensia cel puțin cu 50%. Noi nu putem face lucrul acesta și noi suntem nevoiți să luăm bani de la dezvoltarea țării, de la infrastructură, de la drumuri, de la alte utilități și să menținem sistemul de pensionare din simplu motiv că nu avem populație în țară. Potrivit datelor prezentate de Biroul Național de Statistică, la începutul anului 2022, coeficientul de îmbătrânire a populației a constituit 22,8%, ceea ce corespunde unui nivel înalt de îmbătrânire demografică. Comparativ cu începutul anului 2018, acesta a înregistrat o majorare cu 2,8 puncte procentuale. De ce pleacă concetățenii noștri, exodul moldovenilor, consecințele acestuia, dar și soluțiile care ar putea încetini acest fenomen? Sunt subiectele la care a făcut referință deputatul Pasădan Perciun în cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune. Perciun susține că una dintre cauzele migrării în masa moldovenilor ar fi guvernările anterioare. Fiecare an pierdut, cât nu a existat o guvernare care se preocupe de reforma justiției, de investiții în economie, de dezvoltare, complică, de fapt, rezolvarea acestei probleme. Pentru că, pe măsură ce noi pierdem oameni, devine din ce în ce mai greu să avem funcționari publici suficienți. Și voi asta simțiți? Numărul locurilor vacante este semnificativ în sectorul public. Sectorul privat găsește din ce în ce mai greu oameni competenți. Avem un deficit de cadre care devine din ce în ce mai mare și în sectorul medical și în sectorul educațional. Respectiv, fiecare an pierdut crește dimensiunea acestei poveri. Dan Perciun mai spune că fără un suport masiv din partea partenerilor externi și o perspectivă europeană clară, Republica Moldova nu are șanse să facă față problemelor actuale. Orice guvernare, cât de bună ea nu ar fi, având aceste constrângeri structurale, o să-i vină foarte greu, într-adevăr, să schimbi lucrurile profund. Aici este nevoie de suport masiv din partea partenerilor externi, deci trebuie să înțelegem că cu forțele noastre proprii, inevitabil, este foarte complicat să schimbăm lucrurile dramatic. Deci, fără o perspectivă europeană clară, cu finanțare masivă din Uniunea Europeană în procesul de aderare europeană, țara asta nu are șansă să supraviețuiască la modul fizic din cauza trendurilor demografice.
Perciun mai precizează că cea mai bună soluție de a face moldovenii să revină acasă este integrarea europeană. Amintim că săptămâna trecută reprezentanții Fondului Națiunilor Unite pentru Populație, filiala Moldova, au emis un comunicat în care se arată că în țara noastră au mai rămas 2,6 milioane de oameni. Calculele au fost făcute aplicând metodologia internațională de calcul al populației, cu reședință obișnuită, dar și ținând cont de numărul persoanelor care pleacă și revin în țară. Calcularea numărului revizuit al populației, atât la nivel național cât și local, a fost realizată de Biroul Național de Statistică, cu susținerea organizațiilor internaționale și este pentru prima oară după 30 de ani când se cunoaște numărul real al populației care locuiește în Republica Moldova. Cea mai mare parte de vină pentru creșterea prețurilor la gazele naturale o poartă președintele Maia Sandu, o demonstrează datele unui sondaj realizat de CBS Research la comanda Watchdog. Pe primul loc detașat este numit Maia Sandu cu 27%, Putin pe locul 2 la distanță mare cu 10,5%, guvernarea actuală, Gazprom 7,4%, Moldova Gaz, Andrei Spânu, SUA, nu știu de ce, situația din Ucraina, Rusia. Cât despre problemele care îi îngrijorează cel mai mult pe moldoveni, situația nu s-a schimbat față de datele prezentate la sfârșitul anului trecut. Începem cu o întrebare tradițională, care sunt îngrijorările pe care le resimt cetățenii astăzi? Toate vechi și toate noi. Deci top 5 sunt prețurile, războiul în zonă, viitorul copiilor, corupția și sărăcia. Deci în acest top noi relativ, o temere relativ nouă este legată doar de războiul în zonă. Datele sondajului mai demonstrează că 53,5% din respondenți s-au declarat în favoarea integrării europene, în timp ce aderarea Republicii Moldova la NATO este susținută de doar 26,9%. Sondajul a fost realizat în perioada 17-26 ianuarie la comanda Watchdog și realizat de CBS Research din surse europene pe un eșantion de 1001 respondenți. Marja de eroare este de plus minus 3,1%. În schimb, Maia Sandu și PAS încă se bucură de cea mai mare încredere în rândul cetățenilor. Cu toate acestea, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, diferența față de următorul clasat ar fi nesemnificativă. Astfel, în cazul alegerilor parlamentare, în componența noului legislativ, doar trei formațiuni politice ar avea mandatele asigurate. Datele sunt parte a aceluiași sondaj. Pe primul loc apare partidul PAS cu 23,4%, urmat de blocul comuniștilor și socialiștilor cu 22%, Partidul Șor 11,3%. Dacă o să îi separăm pe cei care nu au răspuns la această întrebare sau sunt indeciși, o să avem pentru PAS 33%, pentru blocul electoral a comuniștilor și socialiștilor 31,3%, urmat de Partidul Șor cu 16%. La distanță mică de trecerea peste pragul electoral sau relativ mică este partidul Mișcarea Acțiune, Mișcarea Alternativă Națională, condusă de domnul primar Ceban, cu 4,1%. În același timp, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidențiale, chiar dacă niciunul dintre potențialii candidați nu trece pragul de 50%, totuși președintele Maia Sandu își păstrează cele mai mari șanse. Pe primul loc se situează actuala președintă Maia Sandu cu 28,2%, urmată de ex-președintele Igor Dodon cu 17,6% și Ion Ceban cu 8,5%. Deci, dacă ratingul prezidențial al domnului Ceban este net superior ratingului partidului și invers, de exemplu, Igor Dodon are o intenție de vot destul de mică în comparație cu PSRM. Chiar și așa, din întreaga listă de politicieni prezentată de realizatorii sondajului, niciunul nu a acumulat o pondere de încredere pozitivă. La capitolul pozitiv, pe primul loc se situează primarul capitalei Ion Ceban, cu un rating de imagine cumulat de vreo de 41,5%, urmat de președinta Maia Sandu cu 38,6% și ex-președintele Igor Dodon cu 37,2%. Sondajul a fost realizat în perioada 17-26 ianuarie la comanda Watchdog și realizat de CBS Research din surse europene pe un eșantion de 1001 respondenți. Marja de eroare este de plus minus 3,1%.
În parcursul său european, Republica Moldova nu concurează cu nimeni, poate doar cu sine însă, și o spune ambasadorul UE în Republica Moldova, Ianis Majeix, care s-a referit la progresele Moldovei la acest capitol. Potrivit oficialului european, deși Republica Moldova a primit statutul de țară candidată alături de Ucraina, iar Georgiei s-a oferit perspectiva de aderare, țara noastră nu se află într-o competiție în acest sens. Nu pot comenta draftul, dar cred că va fi o evaluare obiectivă a poziției țării, adică o imagine a locului în care se află Republica Moldova la moment. În opinia noastră nu este o competiție, este ține de faptul cum Republica Moldova este pregătită pentru a adera la Uniunea Europeană. Majeix mai spune că în luna octombrie urmează o altă etapă de evaluare a Republicii Moldova în raport cu progresele obținute. A avea loc un raport de progres în octombrie anul curent și atunci vom putea vedea dinamica progresului țării. Este foarte important ca țara să se miște înainte. Trebuie să știm care a fost punctul de început, care este situația la moment și este mult mai important cum Republica Moldova va progresa. Aceasta nu va dura în câteva luni sau câțiva ani. Aceasta ține de alinierea cu acquis-ul comunitar și cu cât mai degrabă Republica Moldova va realiza acest lucru, cu atât mai rapid va fi gata de adera la Uniunea Europeană. Amintim că anterior atât ministrul afacerilor externe și integrării europene Nicu Popescu, cât și președintele țării Maia Sandu au declarat că Republica Moldova ar putea deveni membru al UE în acest deceniu. Ianis Majeix admite acest scenariu, însă susține că există o mulțime de factori care fac imposibile estimarea unei date exacte. Până în 2030 e posibil dacă se menține voința politică. Deci ar fi posibil, dar există o mulțime de factori necunoscuți la această etapă, astfel încât să ofer măcar niște date aproximative. Oficialul european a făcut referințe și la lupta împotriva corupției. El spune că Republica Moldova trebuie să ajungă la un sistem al justiției curat, dar mai ales să îndeplinească condiționalitatea ce ține de dezoligarhizare. Ar trebui de lucrat asupra domeniului de finanțare a partidelor. Trebuie să existe transparență în mass media, iarăși activitatea instanțelor, astfel încât nimeni să nu fie mai presus decât lege, de asemenea domeniul achizițiilor publice. Acestea sunt domeniile pe care le-aș evidenția și guvernul știe că trebuie să lucreze asupra acestor domenii și ei lucrează. Republica Moldova se află la un nivel inițial de pregătire în 12 domenii, la un anumit nivel de pregătire în 17 sectoare și la un nivel moderat de pregătire în 3 domenii. Concluziile se regăsesc în cea de-a doua parte a raportului care conține opinia Comisiei Europene cu privire la cererea de aderare la Uniunea Europeană. Potrivit ministrului de externe al Republicii Moldova, raportul analitic evaluează situația în 33 de secțiuni ale legislației UE și completează prima parte a avizului care a fost publicat la 17 iunie anul trecut și a evaluat criteriile politice și economice de aderare. Progresele înregistrate atunci se vor reflecta în raportul privind politica de extindere a UE, care va fi publicat în toamna anului 2023. Și în viitorul foarte apropiat, o săptămână, două, noi vom veni cu un plan de accelerare a implementării a racordării noastre la standardele europene pe 33 de capitole care reprezintă capitolele de negociere pentru aderare la Uniunea Europeană. Și noi acum avem aceste două planuri la Ministerul de Externe, evident ele vor fi aprobate mai larg, planul pe 9 recomandări, așa noi îl numim pe intern planul pe 9 recomandări și planul pe 33 de capitole. Deci pe 9 și pe 3 sunt acele documente care pentru următoarele luni și treptat vor fi ajustate, vor ghida toate instituțiile noastre în pregătirea aderării la Uniunea Europeană.
Amintim că pe data de 23 iunie anul trecut Consiliul Europei a recunoscut perspectiva europeană a Republicii Moldova și a decis să-i acorde statutul de țară candidat la aderarea la Uniunea Europeană. În acest sens, Comisiei Europene s-a cerut să raporteze Consiliului European cu privire la îndeplinirea condițiilor din următorul pachet de extindere. Consiliul European va decide cu privire la măsurile suplimentare atunci când condițiile vor fi îndeplinite pe deplin. Tulpina Krakena virusului Omicron încă persistă în Republica Moldova. Despre aceasta anunță reprezentanții Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Laboratorul virusologic al ANSP a realizat o nouă secvențiere a probelor biologice pentru monitorizarea circulației tulpinilor de SARS-CoV-2 pe teritoriul țării și identificarea variantelor de mutație. În urma analizelor au fost identificate alte 3 cazuri de infectare cu subtulpina Kraken. Probele au fost selectate din diferite regiuni ale țării, municipiul Chișinău, raioanele Cea Dârlungă, Criuleni, Ialoveni, Ștefan Vodă și Orhei, fiind confirmate inițial prin tehnici de biologie moleculară. Varianta Omicron a fost identificată la 6 bărbați și 10 femei. Sublinia Kraken a fost confirmată la 3 persoane, 2 femei și 1 bărbat. În prezent, aceasta este cea mai contagioasă sublinie a Omicron. Conform datelor din 31 ianuarie, subvarianta Kraken este dominată la nivel global cu o pondere de 16,8% din numărul total de secvențieri realizate. Institutul Oncologic din Capitală a lansat un nou sistem digital de transmitere a datelor pacientelor investigate la mamografele cu tomosinteză. Se întâmplă în contextul marcării Zilei Mondiale de Luptă împotriva Cancerului. Astfel, informația atât din Chișinău cât și din municipiul Bălți va ajunge pe platforma guvernamentală la doar un clic distanță. Noul serviciu a fost prezentat în incinta Institutului Oncologic din Capitală. Directorul instituției medicale a declarat că își pune mari speranțe în acest nou sistem de transmitere a datelor. Evenimentul de anul acesta propune lansarea unui nou serviciu destinat screeningului, depistării precoce și diagnosticului cancerului mamar. Este vorba de conectarea sistemelor mamografice din Spitalul Bălți cu Institutul Oncologic prin intermediul sistemului PACS conectat la platforma guvernamentală mCloud. Accesul echitabil la prevenirea, diagnosticarea, tratamentul și îngrijirea cancerului poate salva vieți. Prezent la eveniment, secretarul de stat în domeniul sănătății a explicat beneficiile noii platforme. În colaborare cu Agenția de Guvernare Electronică se lansează și platforma online de transmitere a datelor medicale, indispensabilă de fapt pentru o conlucrare eficientă a specialiștilor din diferite instituții medicale, utile pentru a lua rapid cele mai bune decizii. Anual, la data de 4 februarie, este marcată Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului, cu scopul de a implica un număr cât mai mare de persoane care să vorbească despre această boală. Banca Națională a Moldovei recomandă cetățenilor să se informeze înainte de a face investiții, astfel încât să evite schemele de fraudă care iau amploare în era tehnologiilor informaționale la nivel mondial, țara noastră nefiind o excepție în acest sens. Banca Centrală precizează că răufăcătorii utilizează cu precădere rețele sociale pentru diseminarea anunțurilor false și profită de lipsa de prudență a oamenilor. Îi ademenesc în scheme de pretinse investiții cu promisiunea că în scurt timp vor obține câștiguri fabuloase. În mod special, infractorii folosesc denumirile unor companii cu renume sau ale unor instituții naționale și internaționale prin utilizarea brandurilor și logourilor unor bănci centrale și comerciale sau imaginilor unor demnitari de stat, a unor pagini web fictive apelând și la falsificarea ștampilelor sau a actelor acestora. Odată ce reușesc să obțină mijloacele financiare de la persoanele atrase în schemă, răufăcătorii dispar fără urmă. În același timp, schemele sunt modificate de la caz la caz, ceea ce face dificilă detectarea lor și sporește numărul de victime. Banca Centrală mai recomandă cetățenilor să nu discute aspecte legate de investiții cu persoane suspecte care utilizează tehnici de vânzări agresive, să nu transmită bani persoanelor cu care au interacționat doar în mediul online. În mod special, BNM menționează că nu trebuie furnizate date bancare, copii ale actelor de identitate sau orice alte informații sensibile pe pagini web care promovează obținerea profiturilor mari sau rapide și a căror autenticitate nu poate fi verificată.
Veste bună pentru cei care doresc să își petreacă vacanțele pe meleagurile Moldave, dar și pentru oaspeții de peste hotare. Doar la un clic distanță, turiștii care vor să descopere regiunea de sud a țării își pot rezerva locurile de cazare, accesând noua platformă online kahul.travel. Potrivit responsabililor din cadrul Ministerului Culturii, site-ul promovează atracțiile turistice și locurile de cazare din sudul Republicii Moldova. Este important și din perspectiva turismului intern, dar și din perspectiva turiștilor care vor să vină să viziteze Republica Moldova. Este îmbucurător faptul că prin aceste platforme facem mai cunoscute acele atracții turistice, acele elemente de cultură, de patrimoniu cultural, de tradiții. Odată cu lansarea platformei kahul.travel, peste 10 pensiuni, hoteluri, complexe turistice, sanatorii, care oferă servicii de cazare și-au expus ofertele pe site. Accesând site-ul, turiștii pot solicita de la excursii cu barcă până la o plimbare cu ATV-ul prin zonele pitorești. Pe site a fost creat și un calendar al evenimentelor din regiune, în care sunt notate deja 23 de festivaluri și expoziții organizate anual. Continuăm ediția cu știri de peste granițe. Parlamentul European i-a lăsat fără imunitate pe eurodeputații Marc Tarabella și Andrea Cozzolino, care până acum nu puteau fi interogați în dosarul Qatargate. Ambii sunt suspectați că ar fi implicați în scandalul cu mită în proporții deosebit de mari. Procedura de ridicare a imunității a fost accelerată, iar votul secret. Însă, suspecții și-au demonstrat disponibilitatea de a coopera cu autoritățile belgiene și au votat pentru. Și Tarabella a votat pentru anularea propriei imunități. E o dovadă că sunt nevinovat, spune europarlamentarul. Am venit aici special pentru a vota pentru eliminarea imunității mele parlamentare. De la bun început am cerut acest lucru pentru că îmi va permite să depun mărturia anchetatorilor care vor să-mi pună întrebări și să se informeze. Acum mă pot interoga, ceea ce sper că va permite justiției să-și facă treaba. Andrea Cozzolino nu s-a prezentat la vot, atât el cât și Tarabella așteaptă acum următorii pași ai autorităților belgiene. Alți inculpați în scandalul Qatargate se află în arest și cooperează cu ancheta, printre ei și fosta vicepreședinte Eva Kaile. Cazul se apropie de final, dar raportorul pentru ridicarea imunității se îndoiește că fenomenul corupției a fost stârpit pe deplin. Parlamentul este foarte, foarte, foarte departe de a-și lua rămas bun de la acest scandal de corupție. Justiția își face treaba, dar politicienii nu. Nu trebuie să fim mulțumiți cu ceea ce avem. Întrebarea este cum să punem capăt culturii netransparenței și impunității în Parlamentul European. Între timp, cel mai înalt organ legislativ al Uniunii Europene încearcă să înăsprească regulile de lobby de către țările terțe, care urmăresc decizii politice în favoarea lor, relatează Euronews. Sistemul federal de rezerve al SUA și-a majorat cu 25 de puncte rata de bază a dobânzii. Decizia a fost adoptată în unanimitate la reuniunea Comitetului pentru Operațiuni pe Piețe și a coincis cu așteptările majorității analiștilor. Rezerva Federală a remarcat că intenționează să majoreze în continuare rata de bază pentru a readuce inflația la nivelul țintă de 2%. Aceasta este prima majorare a ratei din acest an. Anul trecut, instituția a majorat-o de 7 ori cu un total de 450 de puncte de bază. Între timp, inflația în Europa începe să scadă brusc, deoarece prețurile la energie au scăzut vertiginos pe fondul eforturilor masive de mediu ale Europei, scrie New York Times. Comisia Europeană estimează că prețurile de consum în țările care utilizează moneda euro au crescut cu 8,5% în ianuarie curent, comparativ cu 9,2% în decembrie anul trecut. Acesta este al treilea declin lunar de când rata inflației a atins 10,6% în luna octombrie. Potrivit presei, raportul a întărit așteptările referitor la o eventuală recesiune profundă și dureroasă a economiei europene, pe care economiștii au prezis-o cu doar câteva luni în urmă. Potrivit Eurostat, economia irlandeză a înregistrat o creștere impresionantă de 3,5% din PIB în al patrulea trimestru al anului trecut. Indicatori negativi au fost indicați de Italia, Lituania, Austria și Germania. Banca de rezerve Australiei a decis să elimine imaginea monarhilor britanici de pe bancnotele sale, în special autoritatea de reglementare a decis să placeze pe bancnota de 5 dolari imaginea popoarelor indigene de pe continent, în locul regelui Marii Britanii Carol al III-lea. În prezent, pe această bancnotă este afișat portretul reginei Elizabeta II-a.
Bancnota de 5 dolari australieni a rămas singura valută care prezenta chipul monarhului Regatului Unit. Surse de la Banca de Rezerve a Australiei au declarat că decizia de a schimba designul bancnotei a urmat după consultări cu guvernul, care a susținut mișcarea. În același timp, potrivit trezorierului șef al Australiei, Jim Chalmers, Parlamentul Britanic va fi în continuare reprezentat pe reversul bancnotei. Autoritatea de Reglementare Financiară intenționează acum să se consulte cu grupurile indigene atunci când elaborează o nouă bancnotă de 5 dolari, un proces care se estimează că va dura câțiva ani înainte de a intra în circulație. Actualele bancnote de 5 dolari vor fi emise până la aprobarea noului design și vor rămâne în circulație până la sfârșit. Totodată, chipul regelui Carol al III-lea urmează să apară pe monedele australiene spre sfârșitul acestui an. Un asasin care 16 ani a avut statutul de fugar a fost arestat în Franța. Vorbim despre Edgar Dogreco, în vârstă de 63 de ani, un presupus membru al mafiei calabrese Ndrangheta. Edgar Dogreco, care a fost condamnat la închisoare pe viață pentru crime multiple, a fost arestat de poliția franceză pe baza informațiilor furnizate de către carabinierii italieni. Ministrul italian de interne, Matteo Piandedossi, s-a declarat mulțumit de această importantă operațiune comună. Potrivit oamenilor legii, Edgar Dogreco a lucrat în calitate de pizzaiolo într-o pizzerie din Saint-Étienne, sub numele de Paolo Dimitri. Luna trecută, carabinierii sicilieni l-au arestat pe Matteo Messina Denaro, cel mai căutat mafiot italian care s-a ascuns de justiție timp de 30 de ani. Acestea au fost informațiile la această oră. Mai multe puteți urmări în următoarele buletine de știri. La revedere!